Sărbători cu temperaturi peste cele obișnuite în cea mai mare parte a țării, dar și în prima săptămână din ianuarie 2024, anunță astăzi meteorologii care au actualizat prognozele pentru următoarele 4 săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Săptămâna 11-a, 12-a, 18-a, 12-a. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și în extremitatea de sud a țării, dar și local deficitare în regiunile estice și în zona Carpaților de Curbură, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Săptămâna 18-a, 12-a, 25-a, 12-a. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele de nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în sud-vestul teritoriului. Săptămâna 25-a, 12-a, 1-a, 2024. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru această perioadă, dar cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile nord-vestice și cu o tendință ușor deficitară în regiunile extracarpatice. Săptămâna 1-a, 8-a, 2024. Mediile valorice termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar mai ales în zona Carpaților Occidentale și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, relatează realitatea.net.